Iar la noi în țară temperaturile continuă să fie sub normalul acestei perioade și săptămâna viitoare, iar ploile nu se opresc. Nici în mini-vacanța de 1 mai vremea nu pare să se îndrepte. Cu toate detaliile despre vremea din perioada următoare vine directorul de prognoză ANM, Florinela Georgescu. Bună seara! Următoarele zile nu vor aduce modificări importante în evoluția vremii. Rămânem cu același regim al temperaturilor ușor sub normalul perioadei în care ne aflăm. Aceasta însemnând maxime, în general, între 14 și 20 de grade. Sigur că temperaturile cele mai ridicate le așteptăm în partea de sud și de vest a teritoriului, cele mai scăzute în regiunile nordice și în cele depresionare. Iar pe parcursul nopților, asemănător cu nopțile trecute, temperaturile minime se vor situa tot așa în general între 4 și 9-10 grade. Din punct de vedere al precipitațiilor, acestea sunt de așteptat îndeosebi în zonele de deal și de munte. Vor avea și caracter de aversă, dar pe crestele cele mai înalte, la fel ca și în zilele trecute, nu sunt excluse precipitații mixte, deci lapoviță și ninsoare. Este adevărat că pe arii din ce în ce mai restrânse. În celelalte zone ale țării, probabilitatea de ploaie este mai redusă, dar nu va lipsi. Estimăm că mai ales luni va fi o zi cu ploi în mare parte a țării. Și pentru că ne gândim în această perioadă cum va fi și de sărbătoarea de 1 mai, este posibil ca, deși temperaturile să mai crească puțin în acea perioadă, încă să se situeze în unele zone sub normalul perioadei, iar ploile din nou sunt de așteptat, mai ales în zonele de deal și de munte. Mulțumesc pentru informații. Dacă v-ați gândit că ați putea să primiți bani stând degeaba, aflați că există un astfel de loc de muncă. Vă spun imediat la Newstime ce trebuie să nu faci ca să primești $100 pe oră. Violențele și cazurile extreme de bullying din școli au ajuns și la urechile parlamentarilor. Un amendament important a fost aprobat de Comisia de Învățământ din Camera Deputaților. Documentul propune ca exmatricularea elevilor pe perioada învățământului obligatoriu, adică în primele 10 clase, să poată fi realizată doar în situații grave și pentru protejarea celorlalți elevi. Iar procedura de exmatriculare ar trebui să se asemene cu un proces, cred aleșii. Elevul considerat vinovat trebuie să se poată apăra și să conteste decizia în caz că își dorește asta. Ce urmează? Legea educației cu acest amendament trebuie să treacă prin Camera Deputaților și prin Senat. Abia apoi se va aplica după ce președintele o promulgă și actul normativ va fi publicat în Monitorul Oficial. Este un traseu extrem de complicat și mai pot apărea modificări, mai ales că sindicaliștii din educație vor măsuri și mai aspre. Cer percheziționarea ghiozdanelor, interzicerea telefonelor mobile la ore și camere de supraveghere inclusiv în clase. De asemenea, se cere instituirea detenției în școală pe modelul american. E drept că la noi nu există un acord în privința modului în care se pot rezolva conflictele din școli. Operațiunea ieftinirea laptelui naște controverse chiar înainte să producă efecte. Deși ar trebui să vedem de la 1 mai prețurile reduse cu 20%, nimeni nu știe deocamdată cum se va aplica măsura. Pe lângă ping-pongul dintre autorități, nici oamenii nu mai cred în minuni. O să fie mai scumpă benzina laptele. Nu o să ne mai permitem. Niciodată nu o să schimbe nimic. Prețul va fi la fel. Doar vorbe goale atât. Vestea că laptele s-ar putea ieftini de la 1 mai cu 20%, așa cum spun guvernanții, pare doar un vis frumos după ce laptele s-a scumpit în ultimul an cu mai bine de 30%. În urma discuțiilor, procesatorii ar urma să vândă de bunăvoie mai ieftin cu 10% către marii retaileri, care la rândul lor ar urma să aplice aceeași reducere timp de 6 luni. Nu mai cred în nimic. Ce să zic, de ce să mint? Până nu văd, nu cred. Concret, reducerea ar trebui aplicată doar pentru laptele cu 1,5% grăsime și 3,5% grăsime, care costă în acest moment peste 7 lei la raft și care provine din România. Astfel, un litru de lapte care se vinde acum cu 8 lei va putea fi achiziționat după aplicarea acestei măsuri cu 6 lei și 40 de bani. Așteptăm 1 mai. Nimic la noi nu se... Dacă se mărește, nu se mai dă înapoi.
Până acum însă niciuna dintre părțile implicate, fermieri, procesatori, retaileri și autorități, nu știu exact cum se va aplica această măsură. Mai cu seamă că scăderea prețului va fi posibilă doar dacă procesatorii și marile magazine vor fi de acord să suporte compensarea din buzunarul propriu. Dumnealor trebuie să se uite un pic în grădina procesatorilor. Avem două cutii de lapte cu același lapte în el, de la aceeași firmă, și noi nu înțelegem, firma aia cumpără de la un producător, da? Primește o cisternă mare în curte. Din cisterna aia face și cutiile din stânga A, pe care ni le vinde cu 3,84 de 1,5, și cele din dreapta B, care le vinde cu 6,9. Propunerea de ieftinire a venit după ce diferențele de preț pe tot lanțul de distribuție sunt tot mai mari. Concret, dacă la fermieri prețul în luna aprilie este de cel mult 1,9 bani, din fabrică laptele pleacă cu 4-5 lei. În final, la raft, prețul aproape că se dublează. Este foarte posibil ca presiunea pe care reducerea aceasta de 10% exercitată de către pe procesator să se îndrepte indirect către fermieri. Autoritățile se vor întâlni cu retailerii și procesatorii care intenționează să facă parte din acordul voluntar pentru reducerea prețului la lapte, pentru a stabili exact cum se va aplica reducerea și la raft. Prețurile biletelor de avion îi țin pe mulți români la sol. Un zbor costă chiar și cu 40% mai mult față de anul trecut. Așa că pentru mulți, vacanțele peste hotare rămân un vis, iar numărul celor care își vor petrece concediul în țară crește. Potrivit studiilor, cheltuim de două ori mai mult pe o vacanță în străinătate decât pe una în țară. Pasagerii pe care îi găsim în aeroport nu se pregătesc să plece în vacanță, ci la muncă. Dar și ei se plâng de prețul transportului. Nu mă duc în vacanță, mă duc la muncă. Germania. Cât v-au costat biletele de avion? Foarte scump. În jur de 400 de euro. Dus întors. Puținii români care pleacă în concediu au cheltuit o avere. În vacanță, în Amsterdam. Cât v-au costat biletele? 1000 de euro. Exagerat de mult. Potrivit unei agenții care comercializează bilete de avion, acestea s-au scumpit cu 40% în ultimul an. Dacă în februarie 2022 prețul mediu al unui zbor era de 109 euro, acum costă în jur de 160 de euro. 200 de euro dus întors. Mai mult față de anul trecut? Da. Cred că undeva în jur de 50 de euro de diferență. Da, creșterea este o creștere în ultima perioadă, dar acum n-a. Spuneți mai asta unde mai e o creștere. Scumpirile biletelor au creat o reacție în lanț, iar costul unei vacanțe în străinătate a urcat cu aproximativ 30% mai mult decât în 2022. Biletele de avion, cele din străinătate, crescând cu 20, 30, chiar 40%, câteodată devin o barieră în dorința românilor de a pleca în străinătate pentru că trebuie să plece cu avionul. Deci rămâne în România mai degrabă pentru că e mai aproape, se întâmplă mai repede. Un român cheltuie pe o vacanță în țara noastră aproximativ 3.000 de lei. Pentru una în altă țară, bugetul este de două ori mai mare. Numărul unu pe bucket list sunt vacanțele. Și atunci, da, faci eforturi ca să mergi acolo unde îți dorești neapărat să mergi. Prețurile mari pentru vacanțe i-au făcut pe români să renunțe la sejururile de 7 zile în detrimentul city break-urilor de 2-3 nopți, mai arată studiile. Ca să nu mai trăiască de pe zi pe alta, tot mai mulți români și-au un al doilea job. Datele recente arată că cererea pentru locuri de muncă part-time a crescut simțitor în ultima perioadă. Cele mai multe angajări se fac în domeniul Horeca, unde programul este flexibil și se poate lucra în weekend. Pe Leo Gârz l-am găsit într-un salon din Oradea, unde lucrează în timpul liber, pentru că de la începutul anului cheltuielile cu întreținerea apartamentului și a mașinii aproape că s-au dublat. A fost nevoit să-și mai ia un job, așa că a făcut un curs de frizerie. Tot așa ca data trecută, scurt pe lateral și de sus mai puțin. La bază, Leo este șef de sală într-un restaurant din Bihor. Lucrează de 16 ani în domeniul Horeca, iar amabilitatea l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți ospătari. Deși recunoaște că nu este deloc ușor să se împartă între două locuri de muncă, banii obținuți îl motivează suficient. E obositor, într-adevăr, dar când faci ceea ce îți place, nu mai simți oboseală. Câștigurile s-au dublat, într-adevăr, câștig mult mai bine acum și e ok.
E un avantaj faptul că pot să-mi programez cum doresc eu, adică nu depinde nimeni, vin când vreau eu la salon. Ca ospătar câștigă până la 6.000 de lei pe lună, iar jobul de frizer îi duce veniturile spre 8.000 de lei. Mă tunde foarte repede, ceea ce acum sunt pe grabă și m-am înțeles. Și sunt foarte mulțumit. Ca Leo sunt și alți români. Statisticile arată că în primele luni ale anului a crescut cu 50% numărul celor care își caută un al doilea job. Pentru mai mulți bani, evident. De plata cheltuielilor, facturi? Da, toate. Copil mic, întreținere. Și la ce domenii v-ați gândit? Unde ați vrea să lucrați ca și part-time? Eu beauty lucrez și tot asta aș fi vrut să fac. Momentan lucrez în timpul săptămânii de luni până vineri, lucrez cu 8 ore, doar că banii nu sunt suficienți și atunci mi-am mai găsit un job part-time la sfârșit de săptămână. Lucrez de sâmbătă până duminică. Ce anume? Cântăresc bisericesc. La începutul anului, salariul mediu net a ajuns la 4.270 de lei, cu 14,8% mai mult față de anul trecut, însă majorarea este anulată de inflație. Dintre domeniile care oferă locuri de muncă part-time, cele mai ofertante sunt în Horeca, vânzări și industria alimentară. Vaccinarea copiilor s-a transformat într-o decizie grea pentru părinți. Interesul și încrederea în serurile de imunizare a scăzut după ce pandemia de COVID a dat frâu liber unor discuții pro și contra vaccinării. Nu am așa încredere. Da, dar trebuie să-i fac acum de un an. Mare o lună și trebuie să-i fac vaccinul și trebuie la urmă să-l facem, dar am o reticență mică, așa nu știu ce. Disputele antivacciniste din perioada pandemiei de COVID au născut adevărate polemici în rândul părinților. Unii au devenit tot mai sceptici atunci când vine vorba de vaccinare. Este și cazul acestui tată care spune că se gândește de două ori înainte de orice vaccin. La risc, nu știu, depinde cum se manifestă el, nu știu. La unii copii poți să mergi cu ei să te internezi, doamne ferește, se umflă ceva, fac o temperatură mare care intră în panică instantaneu. Eu sunt acum în postnatal și am grijă de el mai multe. Și văd ce înseamnă să crești un copil. Ce m-a îndoit cu ce a fost cu COVID, m-a îndoit. Pentru că n-am avut încredere. Eu nu mi-am făcut nicio doză, nimic și sunt sănătos. La nivel mondial, 67 de milioane de copii au ratat cel puțin un vaccin pe parcursul celor 3 ani de pandemie. În România, încrederea în vaccinare a adulților a scăzut cu circa 10%. O anumită discuție și o anumită încredere sau lipsă de încredere în vaccinarea COVID a dus automat și la o lipsă sau la o scădere a încrederii în vaccinarea generală. Ce anume vă sperie? Reacțiile adverse. Ați vaccinat-o pe cea mică? Nu, pe cea mică nu. Și nici nu vrem. Păi, dar nu știm pentru copii ce se va întâmpla. Cred că lumea este un pic mai reticentă la ceea ce înseamnă copil, la ceea ce înseamnă vaccin legat de copil, mai exact. Și să se gândească de două ori. Potrivit studiilor, încrederea bărbaților în serurile de imunizare s-a diminuat cu aproape 15%, în vreme ce în cazul femeilor scăderea a fost de doar 6%. Datele furnizate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile arată că față de perioada de dinainte de pandemie, vaccinarea hexavalentă a scăzut cu 5%. O scădere mai mare a fost observată de către medici în rândul vaccinului gripal. În anul 2020, în România au fost administrate, de data asta, la toate grupele de vârstă, peste 3 milioane de vaccinuri gripale. Iar în anul 2021, din păcate, de-abia am reușit să atingem cifra de 1.500.000 de persoane, cifră care s-a repetat și în cursul sezonului gripal 2022-2023. În perioada 2019-2022, la nivel mondial, 48 de milioane de copii nu au primit nici măcar un vaccin. Un animal sud-american a creat un trend mondial pe rețelele de socializare. Este vorba despre capibara, o specie de rozătoare. TikTok-ul a fost împânzit de filmulețe cu animalul blănos, care adună milioane de vizualizări. Două exemplare trăiesc la grădina zoo din Oradea, iar vizitatorii vin cu sutele ca să le vadă și să se filmeze cu ele. Bara, capibara, 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 capibara. Capibara este un animal atât de cunoscut în rândul copiilor și adolescenților încât a devenit un adevărat fenomen, în special pe TikTok. La grădina zoologică din Oradea trăiesc două exemplare, o femelă și un mascul în vârstă de 2, respectiv 7 ani. Capibara! Pune capibara cu ăla! Capibara din Istanbul, guys! Doar astăzi, sute de copii au înconjurat țarcul în care stau rozătoarele ca să se filmeze cu ele și să obțină cât mai multe vizualizări pe TikTok. Mai mult am făcut așa niște poze deoarece le-am văzut foarte viral.
pe TikTok mai ales. Și o să încarci și tu, bănuiesc, acum. Da. E foarte drăguț. E prima dată în viață când am ocazia să întâlnesc acest animăluț. Au spus că capibara e cel mai tare animal, în jocuri te jucai cu el, toate chestiile cu capibara. Și acum ai venit să-l și vezi în realitate. Da, în sfârșit l-am văzut. Ești fericit? Da. Tot de pe TikTok, cei mici au învățat și un încântec dedicat rozătoarelor sud-americane pe care l-au fredonat în cor. Fenomenul a luat amploare pe toate rețelele sociale, iar mulți vin de la sute de kilometri departare ca să vadă animalele. Este atât de viral deoarece pe YouTube a apărut un filmuleț cu o capibară care era plimbată de către un domn în ceva mașină de lux. Avem persoane care a venit copilul de ziua lui chiar din București. Vizitatorii care ajung aici pot chiar să adopte cele două exemplare dacă plătesc anual 200 de lei și le pot pune un nume. Îngrijitorii atrag însă atenția că animalul poate fi periculos. Este cel mai mare rozător din lume și poate ajunge la o greutate de 50 de kilograme și la o lungime de peste un metru. Animal semiacvatic trăiește în zona bazinului amazonian, poate rezista sub apă chiar și 5 minute. Capibara sunt animale ierbivore și se hrănesc în special cu fructe și legume. O rochie românească a întors toate privirile la ceremonia Latin American Music. Aflați ce a declarat creatoarea ținutei în câteva momente la News Time. Cei care gonesc pe șosele au de ce să se teamă de acum. Agenții de la rutier au primit de curând mașini de zeci de mii de euro pe care le-au pus deja la treabă. În plus vor avea tablete și imprimante ca să nu mai scrie procesele verbale cu pixul. Achizițiile ridică însă și semne de întrebare, iar pe fir au intrat inclusiv procurorii. E un drum de mare viteză, se pot întâmpla atâtea evenimente și mai bine să le prevenim. Prevenția de care vorbește acest polițist, din păcate, nu funcționează așa cum trebuie. Pe drumul european 85, cunoscut și ca șoseaua morții, multe accidente se produc din cauza vitezomanilor care îi sfidează chiar și pe polițiști. Balanța s-a echilibrat însă de câteva zile după ce agenții au primit autospeciale performante. Discutăm de la egal la egal cu acei conducători auto care circulă pe străzile din țara noastră. Noile mașini intervin doar pe drumurile naționale cele mai intens circulate. Un astfel de autoturism, care a costat 32.000 de euro, atinge 100 de kilometri pe oră în doar 8 secunde, iar viteza maximă este de 230 de kilometri pe oră. Avem sistem GPS, avem o cutie automată. Într-adevăr, autovehicul dezvoltă viteze foarte mari, tocmai pentru a ne ajuta să oprim în timp eficient pe conducători auto care comit în trafic abateri de circulație. Mașina, fabricată în Germania, are cutie de viteză automată și multe dotări care o fac extrem de eficientă. Atâta timp cât sunt atâți borfași pe șoselele noastre, ajută poliția. Căci n-ați văzut fum și tăi cu ce. Bineînțeles că le sunt de folos. Din ajutorul dumneavoastră ca să-i depisteze mai bine. Eu zic că e pentru mult folos. Le ușurează și munca pe la noi. În total au fost comandate 600 de autospeciale în valoare de aproape 20 de milioane de euro. O parte din bani au venit de la Bruxelles, însă achiziția este considerată suspectă de procurorii care au început două anchete. Mașinile vor avea inclusiv tablete și imprimante. Aceste tablete vor avea posibilitatea să culeagă informații în timp real din trafic, atât în ceea ce privește starea drumurilor, dar și în ceea ce privește conduita conducătorului auto. Toate documentele se vor printa la comanda polițistului și vor ieși pe acea imprimantă. Fie că este raport pentru ceea ce a depistat ca deficiență în trafic, fie că va fi procesul verbal și toate documentele specifice muncii de poliție, vor putea fi printate. Este o imprimantă care poate să deservească atât motocicletele care le avem în dotare, poate fi folosită inclusiv pe polițist, adică pe centura polițistului, sau poate sta în autovehiculele poliției. Un număr de 100 de autospeciale noi sunt deja în serviciu la nivel național. 20 dintre ele au ajuns la Brigada Rutieră București și Poliția Autostrăzi, iar celelalte 80 au intrat în dotarea inspectoratelor județene de poliție. Se spune că omul sfințește locul, o zicală care se potrivește perfect unei familii care a reușit să transforme moșie lăsată în paragină în atracția turistică a Banatului. Așa se face că un vechi conac al baronilor a devenit motorul dezvoltării unei comunități întregi.
Suntem în localitatea Murani din județul Timiș, la 25 de kilometri de Timișoara, un sat îmbătrânit care și-a regăsit strălucirea cu o investiție curajoasă venită din partea unei familii care a crezut în potențialul locului. Mara este foarte cuminte, are undeva până în 20 de ani și a dus până acum o grămadă de copii. Da? După ce ne dăm jos, după ce facem o tură și ne dăm jos, puteți să veniți o mângâiată. Vechiul domeniu al baronilor de Murani a ajuns pe mâinile unor antreprenori din Timișoara care l-au transformat într-un loc de agrement și de relaxare la mare căutare în Banat. Așa! Mi-a plăcut foarte mult de Dora, că e foarte ascultătoare. De Dora, dar și de ceilalți cai se ocupă Andrei, un fost corporatist care a renunțat la agitația orașului, s-a mutat cu familia la Murani și lucrează la domeniu. Se oprește ceasul așa, când ajunge în Murani, există un alt fus orar, nu mai e agitație. În anul 2020 a început transformarea vechii moșii aflate în paragină. Cele 6 hectare sunt acum locul perfect pentru distracție și relaxare. Persoanele care vin la noi pot să beneficieze de ture călare, de plimbări cu căruța sau de circuite călare care se fac atât în incinta domeniilor Murani, cât și în afara domeniilor Murani. Copiii au locuri de joacă, hamace, o mini-grădină zoo, animale, canograda bunicilor și colțuri speciale numai bune pentru fotografii instagramabile. Este ultima achiziție, este o mașină din anul 1938, este un Opel Capitan pe care am achiziționat-o cu gândul la faptul că ea se potrivește foarte bine în acest context. Era totul în paragină, a fost ceva de nedescris. Nici măcar nu am știut exact cât ce am achiziționat, ca să zic așa. Abia ulterior am tot desțelenit terenul și am reușit să vedem cu adevărat care este terenul. Investițiile nu se opresc aici. Conac vor fi la parter, va fi amenajat o sală de evenimente. La demisolul conacului va fi un restaurant à la carte. Și în mansarda conacului vom avea câteva unități de cazare. Cei dorni să petreacă mai mult timp în aer liber vor avea în curând posibilitatea să se și cazeze în incinta domeniului, în genul acesta de căsuțe. În total vor fi 48 de locuri de cazare. Localnicii profită și ei de pe urma dezvoltării. Satul și-a schimbat imaginea și foarte, foarte multă lume vizitează acest sat. Deci că până acum, În ultimii ani de zile, aici a fost un dezastru. Un dezastru. Era o junglă. E important pentru localitate să existe genul acesta de investiții? Eu zic că da, adică destul de mult localitatea. Satul Murani din Banat a fost accesat pe o singură aplicație tip GPS de 750.000 de ori. Doar o dovadă a faptului că locul este extrem de căutat. Înapoi în țară, o construcție inedită făcută pe Valea Vrigului din Sibiu a devenit un punct de atracție pentru turiști. Este vorba despre o casă realizată cu susul în jos, de la acoperiș până la pivniță. Cei care ajung să o viziteze se bucură de o experiență cu adevărat unică. Casa cu susul în jos de pe Valea Vrigului întoarce privirile oricărui trecător. Construcția inedită pare că sfidează gravitația și se sprijină culmea pe acoperiș. Locuința a fost construită de un sibian după un model inspirat din Germania și are peste 200 de metri pătrați. Detaliile din interior fac diferența. După cum vedeți, micul dejun este deja pus. Tocmai ce am luat totul din frigider. Bineînțeles, în casa întoarsă totul este cu susul în jos, chiar provocăm clienții ce vin să ne găsească un produs și crede că este pus normal. Fotorile, mesele, paturile și dulapurile din casă sunt suspendate, iar obiectele de decor sunt poziționate pe jos. Aici este livingul unde pisicile stau liniștite și torc. Se poate vedea și masa cu coșul de fructe, cele 4 scaune. Avem șemineul, evident și acesta este funcțional, și lemnele, desigur, sunt puse invers. Nu-i de mirare că vizitatorii au o senzație ciudată atunci când pășesc în interior. Ciudată e și în pant acoperișul ăsta și îți dă senzația ca alunece. Îmi place, e frumos, e inedit. Bucătăria că e mișto făcută. Turiștii care vin să se plimbe și să se relaxeze aici sunt întâmpinați de o familie de alpaca și de câteva capre pitice. A plecat. Interesant casa și conceptul și locul. Chiar n-am mai văzut. Casa cu susul în jos va fi integrată într-un parc de distracție pentru copii.
cine vine tot timpul va găsi ceva nou. Din fericire, noi ținem parcul deschis 365 de zile pe an pentru a ne putea adapta și clienților ce nu doresc aglomerația să vină în timpul săptămânii cu familia. Valea Avrigului este în topul destinațiilor preferate de turiștii care vor să se bucure de liniște, aer curat și să plece în drumeții. News Time se încheie aici, sunt Radu Andrei Tudor și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2, să aveți un weekend așa cum vă place. Bună seara! La noapte, în sudul și estul țării, vor fi unele norări și pe arii restrânse va ploua slab, în timp ce în restul teritoriului cerul va fi variabil spre senin. Pe crestele montane, la peste 1800 de metri altitudine, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Carpații orientali și meridionali, iar pe alocuri și în Moldova și Dobrogea. Temperaturile minime se vor încadra între 1 și 8 grade. Mâine cerul va avea norări temporare în majoritatea zonelor, mai accentuate în cursul după-amiezii și al serii. Va ploua în zona Carpaților meridionali și de curbură și în zonele submontane aferente, dar și pe suprafețe mici în sud și est și izolat în rest. Vor fi mai ales averse și pe alocuri se vor semnala descărcări electrice. Pe creste, la peste 1800 de metri altitudine, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări pe alocuri în Dobrogea și Bărăgan. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 19 grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi variabil cu norări temporare și sunt condiții de ploaie cu descărcări electrice pe alocuri. Maximele ajung la 15 grade în Târgoviște, la fel și în Slobozia. În Transilvania, cerul va fi mai mult înnorat și va ploa. Vor fi 13 grade în Brașov și 17 grade în Alba Iulia. În Moldova se anunță atmosferă mohorâtă și ploi pe arii restrânse. Temperaturile ajung până la 17 grade în Galați și 15 grade în Piatra Neamț. În vestul țării va fi o zi cu vreme închisă și ploi pe aici pe colo. Se vor înregistra 19 grade în Oradea și 18 în Reșița. În Oltenia, cerul va fi variabil cu norări temporare, iar meteorologii anunță ploi cu descărcări electrice. Termometrul va indica 20 de grade în Craiova, iar în Slatina 19 grade. În Dobrogea, cerul va fi variabil și izolat va ploua. Valorile termice ajung la 13 grade în Constanța și la 16 grade în Tulcea. În capitală, valorile termice au fost apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul a fost temporar noros și trecător am avut ploi slabe de scurtă durată. S-au înregistrat 17 grade. La noapte cerul va avea înnorări și temporar va ploa. Temperatura minimă scade la 4 grade. Mâine, prima zi de weekend, aduce vreme închisă. Cerul va avea înnorări mai accentuate după amiaza, când va crește probabilitatea pentru averse. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade. La munte cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate, în special în a doua parte a zilei. Vor fi averse pe alocuri însoțite și de descărcări electrice, iar la altitudini de peste 1800 de metri, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări pe creste. Se vor înregistra 7 grade în Sinaia și 12 grade la Stâna de Vale. Un weekend excelent să aveți, indiferent de vreme.